Bine ați venit, oameni buni! Ora 21, o ediție specială. Prima ediție a emisiunii pe anul 2023. Vă spunem la mulți ani, pentru că ne revedem în acest format. Și ca de obicei, am făcut o tradiție, dacă vreți, la ora 21, la Oltenia TV, să avem un invitat special atunci când deschidem sezonul, când deschidem anul, cum ne place nouă să spunem. Invitatul acesta special, de regulă, scrie agenda anului înainte de a se întâmpla evenimentele. Și sunt foarte multe subiecte pe care astăzi vi le supunem atenției, subiecte de presă, dar care, ca de obicei, vor fi tratate într-un mod total diferit decât ce vedeți sau se scrie în presă în acest moment. Sunt subiecte care cu siguranță vă vor atrage atenția și invitatul meu, deja cei care cunosc formatul acestei emisiuni, îl știu. Dar vi-l prezint din nou și îmi face mare plăcere să fac lucrul acesta. Alături de mine se află doctorul Alexandru Andrițoiu. Cezar Alexandru, așa cum îl cunoașteți după pagina Domniei Sale de Facebook. Bine ați venit, domnule doctor, la mulți ani, în primul rând. La mulți ani, Laurențiu, la mulți ani tuturor celor care te urmăresc pe tine de ani de zile și în ultima vreme și pe mine, interviurile tale m-au făcut celebru. Cam frig la dumneavoastră. Da, da. Păi am o pic central intenționat ca să ne aliniem 18 grade. 18, 19 grade. Elveția. Ca în Elveția, da, unde lucrurile sunt foarte... Nu știu dacă în Elveția e zăpadă, că știi că la ultimul interviu de anul trecut m-a întrebat ceva spectaculos și ți-am spus, nu vom avea zăpadă de sărbători. Cred că te gândeai, armistițiu, pace, război, ce se va întâmpla, ce pe al treilea război mondial. Și eu spun, nu va fi zăpadă. Și mă uitam, zic, cu Schengen nu înapoi am nimerit-o, asta e. Recunosc că n-am mers pe intuiție, ci am mers pe, nu știu, pe patriotism. A fost imediat după ziua națională și ziceam, mamă, ce frumos ar fi. Și președintele n-a intuit-o. Nu a intuit-o nimeni. Nu a intuit-o nimeni. Cred că nici primul ministru al Austriei n-a. Când noi vorbeam de, nici nu se gândea, de, să fie pro, contra, nu se gândea nimeni, nu știu ce. Întortocheate sunt căile Domnului și ale politicii. Și ale politicii. Și drumul spre Schengen este, Traspă Grășanu e, cum zice, să urcă ușor cu mașina. Predicția dumneavoastră, apropo de, de vreme, a fost una cât se poate de, de reală. Știți am zis că mă mut la meteo. V-am și sunat de Crăciun și dar nu o să vă zic câtă dreptate ați avut. Avem 18 grade Celsius afară. Da, cred că a fost unul dintre cele mai călduroase zile de Crăciun. Dar pasăște, asta e vremea. Poate noi... e nici de Paște, nu știu, să vedem. Scriptul locuim porcul cu mielul, cine știe. Tăiem... Acum câteva zile, când noi pregătim emisiunea, trebuie să știe telespectatorii din timp, adică ne documentăm, se și vede aici pe masă, am stabilit așa niște teme. De asemenea, ați avut o idee, spun eu, genială, să facem un joc astăzi, să mai schimbăm puțin, să mai schimbăm puțin meniul și vom face, oameni buni, un demers jurnalistic altfel, dacă vreți. Am aici un bol. Sunt subiectele de presă pe care am convenit să discutăm. 10 la număr. 10 la număr. Eu voi extrage de aici câte un bilețel, o să vi-l și arăt, cu întrebarea de rigoare. Sunt 10 teme alese. Așa cum vă spuneam, uitați-vă că nu o să le vedeți tratate în maniera aceasta, în altă presă, decât aici la ora 21 la Oltenia TV. Și vom încerca să și cronometrăm. E spre binele nostru al tuturor, poate reușim să abordăm cât mai multe din ele. Zic să procedăm, să începem. No, trebuie să fim corecți, să spunem că lumea așteaptă de la noi de aici, mai ales de la mine, predicții. Da. Așa m-am anunțat. Da, vom împărți emisiunea în două. Și tot să fiu sincer și să fiu sincer cu tine că nu ne aude nimeni și nu ne vede nimeni. Eu am făcut predicțiile și le-am chiar să pe 11 pagini. Dar sunt atât de... dure încât, sau încât să nu-și imagineze cineva că, nu știu, vin extraterestri peste noi sau începe al treilea război mondial. Da, e și ăsta un subiect din lista. Dar am zis că nu sunt pentru publicul larg. Și doi la mână, așa cum am promis pe data de 31, cum era aproape o tradiție, în fiecare an faceți, am zis să o pun pe pagina de Facebook. Și la 7 dimineața, cu cafea în față, am zis ce să scriu eu așa ca să nu sperie nici lumea, să fac și puțin... Să un pic de mister, dar să poate alta, să dau și o doză de optimism, să spun numai lucruri bune, parcă nu,
nu e foarte corect, le găsim la așa, și și. Și m-am apucat și le-am scris, într-adevăr, și mă uitam la ceas, e 11:30, venea să le arunc imediat pe net și zic, nu, mai stau, am promis la 12 și, într-adevăr, la 12 le-am pus. Luați partea pe acele predicții, să le numesc așa, partea soft, partea, cum să spun, o frișca de pe tort. Exact. Și pe urmă, ce am zis, lumea așteaptă de la interviul nostru, confort tradiției, previziu. Haideți să facem așa. Prima parte a interviului, tu ești profesorul și eu sunt studentul. Da, facem exact. Suntem în sesiune. Tragi bilețele și să văd dacă m-am pregătit lecțiile sau nu. Și să încercăm să abordăm măcar 5 din cele 10 teme, eu zic foarte interesante toate, până la pauză. Și după pauză să facem problema predicțiilor, pentru că trebuie să recunosc că m-am uitat și eu ca orice român curios pe diverse canale media, pe presă și știți cum e. La sfârșit de an, în decembrie, mai ales în prima săptămână din ianuarie, toată lumea își dă cu părerea. De la analiști politici, economici, finanțiști, directori de bănci, cum va fi anul, prognoze, fiecare pe domeniul lui, previziuni, cât va fi dolarul, cât va fi benzina, ce se întâmplă cu războiul din Ucraina, va fi pace, nu va fi pace, să mai rău, ce se întâmplă prin America, ce se întâmplă prin Europa. Ninge, nu ninge, plouă, exact. Nu plouă. Și toată lumea își dădea cu părere. Bine, inclusiv celebrul Nostradamus a fost și el tradus de nu știu câte feluri pentru 2023, da. Și a trebuit să le urmăresc, recunosc, am zis, să nu fiu inspirat din toate lucrurile astea. Nu bat astea. Cu predicțiile dumneavoastră. Culmea bunele, că am bat. Foarte interesant. Asta mă îngrijorează. Da, apropo, mi-au reproșat prietenii, băi, zice, aia cu Schengenul, cât am așteptat la tine, zice, și nu, n-ai nimerit-o. Și răspunsul m-a fost, bă, ministru Nostradamus, dumneavoastră, nimerit pe toate. Specialiștii care l-au tradus spun că numai în 70%. 70%, deci a avut un procent chiar mai mic decât dumneavoastră. Dacă tu spui 99,99%, deja mă plasezi într-un pole position, într-un loc de top. Cu siguranță. Asta, cred că am deschis așa într-o manieră destul de relaxată. Da. Și eu zic să o păstrăm. Și eu zic să o păstrăm, oricum în 2023 vom fi tot relaxați, că așa ne place nouă. Absolut. Să fie relaxați, indiferent ce se va întâmpla. Absolut. Excelență, zic să extragem. Ia să auzim. 5 minute la fiecare întrebare. 5 minute la fiecare răspuns. Da, 5 minute am și aici, eu o să le arăt. Ia să vedem, Laurențiu. Telespectatorilor, că am și cronometru aici. Să dăm drumul la cronometru în momentul în care vom avea și tema. N-am mai făcut asta până acum, să vedem aici. Și avem. Primul subiect este chiar și primul subiect cum ar veni din lista noastră și e un subiect care cu siguranță o să-i țină captiv pe telespectatorii noștri. Valul de COVID. Oh, nici nu puteai să o nimerești, băi. Cred că l-ai pus deoparte așa. Am fraudat puțin bolul. Valul de COVID? Al câtelea val? Valul de COVID. Știi când spunea la tine emisiune, stați liniștiți că va fi și când era Delta. Al patrulea parcă era al patrulea. Deci, stai cum zic, va fi și al cincilea și al șaselea și al șaptelea. Cred că blesteme și înjurături ce mi-a luat atunci. Jur, mă sărea cu mic copil până câte mi-a luat eu. Mai mult ca sigur, pentru că nu... Da, și mai mă întrebai cu pandemia când se termină, da? Și spuneam când va zice om că nu se termină prea curând. Ați avut dreptate. Ok, ai dat drumul la ceas? Hai ca să nu... Uite, acum dăm drumul la cronometru. Ați avut dreptate. Am înțeles. Dom'le, am prezis, da, recunosc și n-am fost singurul. A fost o perioadă frumoasă de relaxare, mai ales pe vară, cu concedii, ne-am reluat cu toții vechile obiceiuri, să spunem așa. Ne-am reîntâlnit la o terasă, la un restaurant, ușor și economia a început să repornească, a fost frumos. S-a întâmplat ceva din nefericire pe care nimeni nu își poate explica. Pe sfârșitul anului, mai precis octombrie-noiembrie, au început să apară niște tulpini ale Omicronului, niște variante, ca să explicăm așa oamenilor pe înțeles, dom'le, eu am o vorbă, nu prea academică și mai ales din partea unui doctor, dom'le, s-au curcit între ei, înțelegeți? Deci, pur și simplu, mai multe subvariante de Omicron s-au combinat între ele genetic. Și totul se întâmplă, prin urmare, la nivelul proteinei S, asta de care s-a tot vorbit, și s-au produs acolo niște mutații. Mare, o să intrăm noi în amănunte acum. Dar aceste mutații au generat niște tulpini
foarte, cu un grad mare de răspândire. Atenție, așa trebuie pare, să facem o diferență între agresivitatea unui virus, care în sensul că dă forme severe de boală, cum a fost ce, cu intubare, cu ventilatoare, cu nebunele astea, cu valul 4 a fost suficiențe severe respiratorii, și răspândirea unui virus. Deci, toată lumea acum spune, domnule, nu e bine ce se întâmplă, dar măcar să fim bucuroși că dacă rămâne măcar ce știam despre Omicron, tot este bine. Bun, te întreabă firește, domnule, de unde a apărut? Pentru că povestea, să știți, e scandalul acum, scandalul. Dar bălău mare că e în America. Da. Dar vă spun că în China a apărut o altă tulpină. Deci tulpina, sau mai bine, sub varianta de Omicron din China. China e diferită. Nu este una și aceeași deci cum se întâmplă aceeași. Acum în state, în continentul nord-american. Un procent important, nu? În China e dezastru. De ce a fost în 2020 Wuhanul, aia erau la matinau atunci. În schimb, era mortalitate mare la primele tulpini. La noi a fost cu Delta, rău. Clar, China nu vrea să spună cifrele. Da, nu dă în acest moment. Om sucere, domnule, dă-ne tulpina, spune și nou. Se vorbește de varianta BA7, fiind BA5 mai devreme, a fost BA3, BA5, nu știu ce. Aici Omicronul l-a obișnuit că pe la noi a fost BA5. BA7. Ok, așa îl codifică ei. Dar nu e numai BA7 ăsta. Sunt vreo 4 subvariante. Dar ăsta este într-adevăr dominant. Și a lovit în orașe mari, în centre mari cu populație multă. Și când a început să lovească? Păi exact când președintele Chinei a fost pus cu presiunea masă, da, președintele. Da. Guvernul, la faptul normal, într-o dictatură, te uiți la șeful mare și pe el îl critici. Și el a avut această politică zero COVID. Până la urmă nu era principiul rău să, nu știu, să distrugi și un virus care a distrus economia sau lovea. Nu uităm competiția asta mare economică între marile puteri, între Statele Unite, între... Ai cu Rusia că e o mai multă problemă militară acum. Dar vreau să spun, competiția asta economică la vârf între Statele Unite și China. E, o epidemie de nou... Un pic vine de loc. Și s-au văzut niște imagini din astea cu totul de pică prost de tot, adică mai ales în televiziunile astea occidentale, cu chinezi aia închiși, ca, tratați ca niște animale, ce pușcărie era nimic. Și a zis, vin demonstrații, oamenii ăștia în stradă, revolte, au bătut cu poliția, bravo. Nu e bine, gata, liber vă băieți, liber vă plimbați unde vreți voi. Și acum o să o trezi că libertatea asta înseamnă și posibilitatea de transmitere a virusului. Și s-au trezit cu milioane, zeci de milioane de cazuri. Atenție, Shanghai. Sunt niște reportaje, se pot vedea și pe televiziuni, înregistrări, care transmit, evident, reporterii locali, mai transmit niște chinezi de acolo pe telefoanele mobile, mai pun și ei pe rețele de socializare. Dom'le, nu e glumă. Adică în sensul că e o tulpină ușoară, că nu e problemă. Păi nu e problemă dacă numărul mare, vorbesc de milioane, adică o rată de infecțiozitate, de contagiozitate de 75% din populația Shanghaiului. Noi vorbim de al treilea centru financiar al lumii. 70.000 de firme străine sunt numai în Shanghai. Și dați seama ce e acolo. Păi dacă vorbeam de Wuhan, care avea 18 milioane de locuitori și nu e cel mai mare oraș al Chinei. Concluzionăm vorbim de Beijing, vorbim 30 de secunde. Și China este pur și simplu sufocată în momentul ăsta. Bun, una la mână. Doi la mână, ce se întâmplă în Statele Unite și pe continentul american și în curând, vă spun, într-o lună de zile, tot mai mult și în Europa. O altă tulpină, o altă subvariantă, tot rudă cu Omicron, derivată din Omicron, XBB1.5, pe care eu cu ei o numesc, Kraken, a denumit-o un profesor canadian, doctor. Dom'le, ăsta seamănă cu, nu știu ce, monstru marin. Nu mi se pare foarte fericită. Nu mi-a mai ales că nu e deloc niciun monstru. Păi dacă ăsta, sub varianta asta care, într-adevăr, e contagioasă, dar nu dă mortalitate de mare, este un monstru. Păi alte înainte ce de-abia au fost. Păi fiind serios, adică tu faci o asociere de asta a unui tulpin de virus pe care toată lumea recunoaște că va da forme destul de ușoare sau medii de boală, dar nu face bine pentru că va fi un număr foarte, foarte mare.
Specialiștii spun că este tulpina cu cea mai mare transmisibilitate din câte a fost până acum de când a început pandemia. Suntem al treilea, dacă nu știu, de pandemie. Da. Singura problemă care se discută și cu asta am terminat subiectul, în ce măsură pacienți, oamenii care au trecut prin experiența vaccinării și sau prin cei și-au făcut toate dozele, boosterul, sau cei care au trecut printr-o infecție anterioară cu una din variantele de COVID, de SARS-CoV-2, ar fi protejați. Deci ar avea o apărare imună la această tulpină. Toată lumea spune că mai ușor cu protecția, că tulpinele astea cam fentează anticorpii. Mi-aduc foarte bine aminte așa ca pe final. Și eu am spus foarte clar de ce vor apărea astfel de chestii și să știți că sunt și voci care spun același lucru acum. Se pare că tocmai vaccinarea asta cu 7.000 de feluri de vaccinuri, care chinezii au avut un fel, rușii au avut un fel, americanii au avut, englezii au avut un fel și vaccinarea din timpul pandemiei. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar să caută explicații. Deci de unde, cum apar? Că este un virus care mutează ușor, că e ARN, că nu mai scăpăm niciodată de el, că ce o să facem? Partea cea mai proastă și cea mai proastă, iar tot așa, debutul ăsta într-o iarnă, nu știu cum o fi până alte părți, dar pare în Europa destul de călduroasă și ciudată cu schimbări de-astea bruste, care, clar, te uiți acolo afară, este sezon tipic pentru viroze. Da. Tradițional vorbim. Care circula virusul gripal, nu mai zic, adenovirusul, virusul sinciția respirator, gripale, paragripale, n-are rost să facem aici cursul de boli infecțioase. Ele se știu și, cum spuneam, de combinații între ele sau că am combinat niște tulpini de-astea de COVID, care încă mai rămăseseră pe aici, și în populație cu astea gripele obișnuite. Și acum treaba e cam complicată. Adică eu vă spun cinstit, nu dau nicio sfat nimănui, nu fac reclamă. Eu deja mi-am comandat, eu am avut și testele de COVID în casă, m-am câteva aici. Bun, îi spun că, nu știu, la tulpinile astea nu prea ies testele pozitive. Adică, dacă ies, dar dacă nu ies, nu înseamnă neapărat. Și am mai avut și cu Omicron. Am avut varianta asta. Domnule, făceam de 2-3 ori, poate am 3 oară, 4 oară mi-așa. A, mi-a făcut toată, n-am nimic. Stai o secundă, că depinde și de concentrația de virus, de virion, de nu știu. Să sperăm că depășim cu bine situația asta, dacă există pe teritoriul României, fix există, ce, 2-3 cazuri. 2-3 cazuri s-au testat. O fost aia mai rău în spitale și vorbim de Matei Balș, adică de institut. O să testeze la filia sau la Balș. Ca o ultimă întrebare pe subiect, am depășit deja cu mult timpul alocat. Cred că e un subiect foarte interesant și merită mai mult important. Și preocupă lumea. Ne vom aștepta și noi în România. Că de Europa, dar de ce credeți că populația din România este... cu numeroase că spune ei că în țările care au fost vaccinate nu va fi. Păi Singapore, de unde pare că ar fi plecat, nu știu ce tulpini, au COVID 98% populație vaccinată. În Statele Unite spun, domnule, la copii mai puțin, dar perioada adulții ce? Ce recomandă ei acum CDC-ul prin America și canadienii? Ei recomandă încă un booster, încă o doză de vaccinare, dar nu la toată lumea. Doar la cei care sunt cu risc. Au recomandat la gravide, au recomandat la vârstnici, cei cu comorbidități, cam ce știam noi înainte și la gripă, la sezonul gripal. Iar era bine ca populația să fie vaccinată antigripal, când a fost. Am înțeles după aia că nu prea s-a mai găseau. S-a mai găsit. Da, nu am asigurat că trebuie. Partea alta și populația cu scandalul ăsta cu vaccinul, că nu prea au făcut bine, că uite ce se întâmplă de la vaccin. Populația a fost reticentă la vaccinare, la orice formă de vaccinare. Și de aici, ce să ne așteptăm, secolul 21, secol al virusului. Foarte bine aminte în primele emisiuni după declanșarea. Eu iar în jurături, dar asta pandemiei, când a spus foarte clar. Da, a scris, atenție la mască, că o să revină iar masca, o să revină iar politica de vaccinare. Nu mai apărat de vaccinare anticovid. Că se pare că nu știi cât de bine. Eu am mai făcut acum niște testări în Statele Unite pe loturi mici care s-au infectat cu tulpina astea noi și au mai vaccinat de noi și le-au dozat anticorpi. N-a fost așa un boom de anticorpi, cum s-ar fi așteptat. Adică au mai făcut încă un booster. Și mai zis, bă, ia să vedem, nu prea. A crescut, dar nu prea ca în șmecher tulpina asta nouă. O vedea ce-mi face. Cred că până la urmă tot imunitatea naturală contează. La începutul pandemiei, când încă... Izolare, ce să mai... Epidemiologii... Nu să steam în casă 5 zile, asta-ți recomandările. Da. Ai simptome, stai în casă. Dom'le, ce am zis? Dom'le, trebuie să vină poliția la ușa mea. Da, stai tu. Dom'le, ai copilul bolnav, nu-l trimite, dom'le, la școală. Că școlile alea pe care au țipat toți că se le lase deschise au fost focare în pandemie. Să fim serioși. Da. Să fim serioși. Au îmbolnăvit familii întregi, copiii care erau, nu făceau forme severe, dar transmiteau. Și au murit bunicii.
Deci mi-aduc foarte bine. Acum voi să închidem școlile, da. Au mai fost epidemii de gripă și în România. Ce am făcut? Am închis. Unde e medicina aia școlară? Cine trebuie să facă triajul? Că este ministrul, spune să facă triajul la intrarea în școală. Cine trebuie să facă? Jandarmii care păzesc școala. Cine să facă triajul? Profesori? Păi ce, o pregătire medicală? Da. Hai să-i absolut, de acord cu dumneavoastră. Ok, așa de sus, de la tribuna Parlamentului, cum se zice, la microfonul ministerial, am înțeles, domnule, stai, nu mai speriem populația, nu mai... Iar, vă dați seama să vină unul să spună, iar închidem, iar mască, iar, da, da, și, certificat verde, s-a wow! S-a și ferit ministrul Achila păi, să declare că avem stare de... Adică avem, dar măsurile ar trebui să fie astea, dar nu, să fie că... Nu să fie că nu se poate. Că nu se mai poate, da. Gata, subiect, subiectul frumos, dar puteți să-ți vorbesc toată emisiunea despre asta. Cu siguranță, dar va trebui să trecem și la alte subiecte, că sunt multe interesante. Tragem de aici din bol acum. Le amestecăm bine, bine, să vedem ce subiect avem în acest moment. Timpul trece foarte repede, cred că la un moment dat o să facem împreună cu excelența sa emisiunea de 2 ore. E un subiect ăsta. Cartea de memorii Spare, a prințului Harry, de curând, apărută pe 10 ianuarie 2023. Acesta este subiectul. Telespectatorii noștri sunt avizați, de obicei urmăresc și presa internațională. E și pagina mea de Facebook a fost primul în România care a anunțat cartea anunțat. După aia a apărut și articolul în adevăr. Foarte interesant subiectul în sine. Nu cred că aș îndrăzni în acest moment să fac un dialog pe acest subiect decât cu dumneavoastră, dacă e să mă întrebați. 5 minute să vorbești despre o chestie de genul ăsta, o carte de memorii, e foarte puțin. Înțeleg că și... Deci eu am încercat să urmăresc. Și se întâmplă cu, a fost, cartea, cu regalitatea. Cartea apare în data de 10. Noi să recunoaștem, filmăm. Deci este o emisiune înregistrată. Filmăm astăzi 10. Da. Deci pe data de 10, oficial, cartea apare. Da, în Statele Unite. Așa cum se știe, Harry și soția lui, Meghan, sunt stabiliți deja în California. Relațiile cu casa regală s-au răcit de câțiva ani de zile. Nu știu dacă mai are titluri de astea nobiliare. Da, nu îi contează asta. Omul vrea să ducă o viață normală lângă soția lui, care este americană, actriță, mai dezvoltă, nu se supune regulilor, așa, casei regale. Casei regale din Marea Britanie. Fie în Palatul Buckingham, așa frumos, pe dinăuntru, pe din afară, dar ca să trăiești în rigorile casei regale, îți trebuie și o anumită educație, o anumită formare. Bun, una peste alta, domnul Harry, prinț, nu știu, a avut câteva s-a apucat să scrie o carte. Destul de groasă. Eu am descărcat, am comandat-o pe Amazon. Mi-a plăcut cum a spus, s-a apucat să scrie o carte. Nu știu că scrie carte. Nu știu dacă a scris-o cu mânuța lui, probabil că a fost pe interviu, a scris-o cineva, dar cam așa se face. Are și el supărările lui, familie. Acum, de ce e boom? Și a dat pe interviu să-și pregătească vânzarea cărții. Așa se face în America. Dați seama că dacă nu mai e pe acolo, nu mai are dreptul de moștenitor. Viața e scumpă. În America e și mai scumpă, că e și acolo criză. Și ce să. Unde? Două televiziuni din Statele Unite. Eu am avut interviul la CBC și o emisiune 60 Minutes se cheamă. Și, dar primul a intendat normal în Marea Britanie. Sau a fost difuzat în Marea Britanie la o televiziune concurentă cu BBC-ul care se cheamă ITV. Am încercat să prind pe internet interviu în direct, m-au ajutat niște prieteni din Londra. Nu, imposibil. Nu trimitea decât pe teritoriul Marii Britanii. Imediat mi-a citit calculatorul. Dom'le, nu ești de la noi, nu ți-e nimic. Da, am cerut niște codul de stradă, așa, dar te ia seama. Nu. În sfârșit, una peste alta am început. Dar fragmente din carte, omul interviu ce spune? Spune în carte, că ăla nu treabă, reporter, cum întreb tu pe mine? Tu mai scris cu tare, ia, te-ai bătut cu frate, tu William. De ce te-ai bătut? Păi, uite, nu, s-a legat de nevastă mea, că nu-i convenea, că nu era ca nevastă sau prințesă. Ok, că tu ce ai mai făcut? Păi uite, noi doi am suferit când a murit mama în accident la Paris. Uite, m-am dus la Paris să văd și eu cum s-a putut întâmpla accidentul. Uite, la lucruri... n-am fost de acord că tata să căsătorească cu Camila. Că am considerat-o o mamă vitregărea și eu știu cartea aia pe de rost. Acum pare rău că am comandat-o, că nu e ieftină, dar atâtea fragmente s-au tot spus. S-au tot dat încât... Știi ce e interesant? Fortuna de după. Da, Daily Mail, Telegraph, și inclusiv... Și reacția britanică, care a fost una...
care sunt împotriva. Una acerbă împotriva. Doamne, New York Times, deci de-astea grele din Statele Unite, pentru că interviul a fost și în Statele Unite, și au disecat și au întors-o pe toate fețele și normal se întrebă. Bineînțeles, reportaje pe stradă, ce părere aveți, a procedat bine? Unii care consideră un om normal așa, doamne, asta e, pune și el acolo. Și-a fi dorit mai mult. Păsul. Clar că e afectat după moartea maicăsii. A fost foarte afectat, a făcut psihoterapie, mai spune că s-a mai folosit niște substanțe interzise, de ale tinereții valuri, s-a căsătorit, e ok. E o întrebare, cred că pe CBS, a întrebat reporterul american, mai vezi posibilă împăcare în familie? Domnule, eu tot sper, tot sper. Da, eu știu, cu tatăl tău am mai discutat? Domnule, n-am mai discutat. Deci este foarte interesant, pentru că, așa am înțeles eu, domnule, nu prea transpirau mare lucruri din casa regală, ca să și asta adevărat, da. Ci, orice chestie e... care apare, și aparițiile lor în public erau ca pe scena de teatru. Da. Totdeauna, ca spune și copilul. Domne, când a murit mama și veneau zeci de mii cu florile la palat, o depun acolo, n-am putut și noi să plângem. Trebuia să zâmbim, să am o mimă de asta oficială și erau niște copii. Deci el avea 12 ani când a murit maică. Și mult se vede că e foarte afectat, se vede că au făcut și psihoterapie. Da, deci spuneți că toate aceste interese, de fapt, pentru micile detalii pe care le scapă... Doamne, că e cineva din casa regală, vă spun că... De, exact, din interior. Vorba unor prieteni cu care mai discutat, bă, tu dacă te-a pus să scrii memoriile, chiar ai eu ce povesti. Mi-ați promis că le fac, adică eu vă iau interviu. Dar eu nu sunt prințul Harry, n-am în spate nicio monarhie, dar am în spate un trecut glorios. Aveți un trecut foarte glorios. Trecem la subiectul. Deocamdată am scos cărți de medicină, mai facem și niște pingulețe medicale. Facem. Lăsăm ceva în urma noastră. Da, un subiect frumos, dacă cei care sunt interesați așa de cancan. Mai tragem unul, excelență, că trece timpul foarte repede. Acum, nu știu ce să zic, dar băieții de la BNR chiar au încurcat-o. BNR-ul? Da, da. Creșterea dobânzii cheie a BNR la 7%, măsura de combatere a inflației pe 10 ianuarie, asta va duce la creștere de prețuri. Este deja o predicție, așa, ca să vă dăm puțin înainte de partea de emisiune cu predicții. Avem acest subiect. Eu cred că, dacă e să mă întrebați pe mine, este cel care ne afectează cel mai mult. Ok. Acest subiect. Dobânda cheie, dobânda de referință. Pentru că asta înseamnă că se scumpesc bani. Anul trecut, până să înceapă nebunia asta de criză și până să înceapă războiul din Ucraina, că fac unii legătura cu criza, cu războiul, iese și nu păi iese. Sau nu e în totalitate. M-ai întrebat în emisiune. Nu știu, tot așa au venit de predicții. Predicții, da. Și ți-am spus, va crește dobânda cheie la BNR. Dom'le, parcă a fost un făcut. Era, cred că a doua zi ședință. A doua zi era ședința? Era ședință. Când înainte să, deci după BNR. Ce am înregistrat noi. Bine, emisiunea s-a dat la două zile. Ei, astăzi facem emisiune, astăzi băieții ăștia se întâlnesc. Băieții, domnii, mă scuzați. Domnile la... Consiliul ăsta de... Și de decizii. Și să hotărească. Și atunci, cât era, dumneavoastră, 1,75 s-a făcut 2. Și ți-am zis, bă, crește cu 25 de puncte procentuale, 2. Dom'le, peste două zile, 2. Anunță 2. Și acum sunt discuții să crească de la 6 și ceva la 7. Dom'le, va crește 7. Dar vă mai dau acum una în direct și, wow, 7 va rămâne până la sfârșitul anului. Este ultima creștere. Ca măsură de contrabalansare a ratei inflației. Rata inflației a atins paroxismul, ca deci să numesc așa, la sfârșitul anului trecut. Începe să scadă. Dar ei trebuie să țină, cum să spun eu, o marjă, măcar câteva luni de zile, până să stabilizează. Că acum poate să urce, poate să scadă, orice poate să scadă. Mai ales că situația este cum este, păi foarte, una rece, foarte volatilă, ca să numesc așa, rece, pe plan internațional. Mai puțin bună și una bună. Adică da. Vestea e că va crește. Vestea bună e că nu va mai crește tot anul. Și vă mai dau una bună și una rea. Una bună este că, că euro nu va sări de 5 și 2, deci până în 5.2. Vedeți că înregistrăm. Deci, de parte. Așa și care e problema. Știu că facem lucrul ăsta pentru că așa. Avem nu telespectatori. Și vestea mai puțin bună este că estimările de creștere economică României nu sunt une foarte optimiste, adică undeva 1-2, 1-5. Bine, anul trecut au zis că 3 și, da. Și până la urmă au corectat la sfârșitul anului și au ajuns la 1 și. Și acum văd că sunt mai ponderați așa, se așteaptă la 1-5.
va crește însă deficitul în PIB peste 55-56%. Asta nu e o veste bună. Trăim pe importuri. Ne dați, exact, ne dați una bună, una mai puțin bună. Să când ți-am promis o dată emisiune despre deficitul de concurent. Le mai amestecăm. Deci, da, facem odată, să recapitulăm, da? Vă rog. Euro 5 și... Și să mai spun ce, știi că ți-am zis că o să crească dolarul și formul că o să scadă. Va fi o, a scăzut? La două zile a scăzut. La două zile a scăzut, zic, da? Mare atenție la ce spuneți. Și eu zic, îți mai spun ceva, va fi aproape 1-1 paritate euro-dolar. O perioadă, până la jumătatea anului. După care s-ar putea să se întâmple o bombă în dolari. Vă dați seama că le-ați dat niște punturi celor care joacă cu... S-a dat drumul la tiparniță la Fed la sfârșitul anului ăsta, de multe miliarde pe piață, fără nicio acoperire. Tot aurul este cumpărat de pe piață de China și de Rusia, apropo de noua monedă a BRICS-ului, și s-ar putea să asistăm la o problemă cu dolarul să se ducă. Și euro să mai mențină cădere. Deci dacă aveți lei și vreți să cumpărați, valută, cumpărați euro. Când mi-a zis cineva, bă, dacă știa lucrul ăsta, cine a spus mașina? Exact, am spus eu telespectatorilor acum că mare atenție la această emisiune, o să o urmăriți tot anul. Știți cum e? Emisiunile și ce, eu mi-am revăzut emisiunile acum și în afară de Schengen tot ce ți-am spus s-a întâmplat. Avem telespectatori care tot anul din și eu la fel dau înapoi. Revin asupra emisiunii ca să-și dea seama de previziunile pe care le-am spus. Să urăm succes băieților ăștia. Da. Un subiect care cred că în alte condiții și cu un alt invitat nu l-aș fi abordat. Din lista noastră este subiectul cu numărul 3. Și avem o vizită. Știu la ce te referi. O vizită privată și mie mi-a atras atenția, recunosc. Zilele trecute s-a petrecut evenimentul. Doamna președinte... Cred că asta este topul știrilor care a creat cele mai multe... Dar zic, nu controverse. Speculații, da. Doamna președintă a Moldovei, doamna Maia Sandu, a făcut o vizită incognito, i-aș putea spune, pentru că nu a fost anunțat așa. S-a aflat deja când doamna președinte era la Oradea, s-a întâlnit acolo cu doi oameni, cu primarul orașului, dar s-a mai întâlnit cu un om, cu domnul Bolojan, care este președintele Consiliului Județean. Și un om cu greutate în Partidul Național Liberal. Se vorbea de domnia sa, la un moment dat, și de o variantă de candidatură. De prim-ministru. Și de prim-ministru. De președinte de partid. Cum vedeți? Chiar suntem curioși să vedem cum vedeți noastră. Dumnezeu, vă spun cinstit că dintre toate știrile de la începutul acestui sfârșit de an și început de an, asta pe mine m-a dat peste cap. Și sincer să fiu, n-am reușit nici de pe Sirius, nici de la prietenii, nici de la băieții deștepți. N-am reușit să aflu misterul. Și toată lumea se întreabă, ce căută femeia asta? La ora 19:20 aterizează la aeroportul în Oradea cu o cursă de linie, tarom, o doamnă care vă ia de că știți că a fost cu președinte, nu, ci că nu l-a observat-o. Da, și am seama că nu e o persoană foarte cunoscută publică în România. Și una e când o vezi la televizor invitat sau altă. Și alta este oficial, să fie... Și o vezi pe stradă, cu ce? Nici nu o recunoști. Da, am reușit să descoper doar numărul mașinii BMW-ul negru al CPP-ului care a preluat-o, că n-am aflat numele șoferului, dar nu contează și ce gradare. Dar nu a fost chiar așa o vizită atât de incognito cum s-ar crede, că era plin de, nu de paparații, că nu, de reporteri, adică omul, femeia o fi zis, bă, vezi că vin și eu până la tine, domnul Bolojan, fă-și tu o cafea, păi ce căutați? Uite, sunt în concediu, am o zică ora de un oraș frumos. Fii și o să văd Oradea seara, că ziua nu e frumos. Atbatice, seara, nu știu, o mai fi făcut în Bolojan târg de Crăciun, acolo mai fost luminițe pe acolo. Că doamna la plecare a spus că orașul e foarte frumos. Dar ce-ați discutat? Nimic. Am vizitat orașul, plecut și eu o zi. Dom'le, dacă începi să dai drumul la speculații și ce au circulat așa pe flux, cum le ziceți voi, poți să... Crezi că se întâmplă niște lucruri. Pe viitor se vor întâmpla niște lucruri. Certe că există niște discuții. Asta e clar. Adică bănuiesc când s-au întâlnit, acolo mesaj, n-au vorbit doar de oraș. Ce mesaj pe care nu poți să-l transmiți, eu știu, codificat sau... Ține-mi o cartelă de asta. Fără buletin. Așa, și ție o cartelă și zici lui Bolojan, bă, fii atent, am ceva să-ți transmit de la Soros. Yeah.
Următorul subiect. Un subiect e frumos. Da. Subiect e frumos. Măcar 5 vreau să tăcem. Mi-a plăcut asta. Toată presa a zis, domnul, vizită neașteptată. Cum nu era neașteptată? Cine era neașteptată? Că erau la ziariști pe acolo, mașinile SPP-ului prin față, pe urmă, tot așa dusă cu escă. Dacă erau ca lumea făcută treaba, era un taximetrist de ăsta, bine, tot acoperit și băiatul, venea cu la o firmă de taxi, o lua pe doamna, nu știa nimeni unde să duce, o ducea la poliție. Păi ei cu SPP o duci la Consiliul Județean, la primărie, stă seara de vorbă și spui că vizita pe ascuns. Dar n-a fost cu... Dar ce, Victor Orban câte vizite n-a făcut în Transilvania, da, în calitate de persoană... Exact, și nu s-a știut de ele și... Nu au știut nici reporteri. Nu au știut. Următorul subiect, excelență. Auziți, știți ce vă spun așa, acum, apropo de vizita asta, nu va avea nicio urmare. Ce crede speculații, că vine Maia Sandu președinte, că pune pe Bolojan prim-ministru, că e Soros în spatele, nu știu ce povești. Deci povești. Listele încă rămân deschise. Jocurile se, deocamdată se fac tot la București. Nici la Oradea, nici la Iași, nici la Constanța. Nici la Chișinău, niciun caz. Se fac foarte tot la București. Deocamdată. Deocamdată. Uite, am ales o bilețel puțin mai consistent. Cred că e și ultimul înainte de pauza de publicitate și ați avut dreptate. Nu are și mai mult de 5, dar ăsta e al 5-lea. Mai facem o emisiune. Mai facem o emisiune. Ei, ăsta a dat subiect. Telespectatorii noștri cu siguranță îl știu pentru că v-am spus după emisiunile pe care realizăm împreună foarte mulți. Mi-au transmis mesajul că au început să citească presa din afară și să afle, să-și dorească să afle cât mai multe. N-am vorbit decât în cazul puțin al pandemiei despre Statele Unite ale Americii. Este subiectul cu numărul 7 de la noi, de pe listă. Și se referă la Statele Unite ale Americii. E o poveste acolo, un subiect care nouă ne-a atras atenția. Chinuri mari. Vreo 15 sesiuni de vot în Camera Reprezentanților Statelor Unite ale Americii pentru a fi ales noul housekeeper. În locul doamnei Pelosi, că și-a dat demisia după ce Pelosi. Republicanii au câștigat... Republicanii câștigă, dar... Câteva voturi în plus... Dar foarte greu reușesc să-și impună omul. Ori aici am înțeles că s-a negociat foarte tare și Donald Trump ar fi avut un cuvânt de spus în zonă. Donald Trump are un nucleu de forță cadrul parlamentar, o să-i numesc așa, din Camera Reprezentanților, și care și-au impus, să zicem, propria agendă. Culmea, deci, să nu creadă cineva că domnul acesta McCarthy, nu știu, a fost, a trebuit să facă 15 runde de alegeri, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria Statelor Unite în ultimul 160 de ani, că s-o pune o democrație. Și oricum erau republicani, erau majoritari. Aveau voturi. Deci, în cadrul republicanului ăștia din Camera Reprezentanților, cum ar fi la noi, Camera Deputaților, nu știu, să o numesc așa, nu sunt toți cam. Deci, cu alte cuvinte, există două tabere. Mai multe. Poate da, chiar mai multe rânduri republicani. Unii presa, inclusiv americanii, consideră cam elemele extrem pinște, adică sunt mai radicale, așa să-i numesc. Și ce au impus o anumită agendă. În ce măsură agenda asta influențează maniera în care acest domn care va reuși să-și impună poziția de al treilea om în stat, să numesc așa. Sunt, am văzut acum niște comentarii politico spre CNN. Nu știi ce să spun. În orice caz, eu vă spun ceva. Așa cum s-a votat acum și în ce condiții a fost ales domnul acesta din California... S-a votat de 15 ori, vă dă seama. Deci, nu are viață lungă. Deci sunt inclusiv articole, cred că, în politic. Îl compară cu doamna asta, dar a fost prim-ministru Marii Britanii acum, a pus câteva zile, câteva săptămâni. Nici n-a învățat bine drumul. I-a zis unde... regele Charles, iar ai venit, dragă. Dau-mi strict. Așa, deci până l-a dus-o șoferul, șefa pe aici, dacă nu mă găsiți, să știți că aici trebuie să fie birou. Și până a învățat săraca... Da, și plecă. Că și omul ăsta nu va avea viață lungă. Nu știu, sunt unii care încă încearcă să-i facă părtie domnului Trump.
pentru viitoare candidatură. Sunt alții care preferă alții. Nu știu dacă acest măcar mâine pe mine nu se trezește că vrea și el la prezidențiale. Depinde. Și acolo se joacă. Unde sunt discuțiile foarte mari? Sunt legate, în primul rând, care va fi viitorul relațiilor între Statele Unite și Kiev în condițiile schimbării puțin structurii majorității. Adică deja ăștia sunt, băi, prima toțipa că nu mai dau bani. Dacă câștigăm, nu mai dăm banii pentru războiul de Ucraina. Acum și-au mai retras, au devenit așa mai... Dăm că totuși acolo e o luptă pentru democrație, ca America. Dar zice, o să fim mai atenți unde s-au dus bani. Și atunci înseamnă că vor fi niște controle. America este vor fi niște controle și vor fi și niște acte. Eu mai semnat și domnul acesta Biden, mai semnat și alții. Și e clar că vor exista lupte până în 2024, când vor avea și asta elegeri, lupte. Un an anteprelectoral. Vor mai apare niște documente. La americani cam așa începe campania. Mai e și domnul ăsta Elon Musk supărat că a pierdut 200 de miliarde și că Tesla lui era să zic să faci cu Tesla, mă înțelegeți, expresie românească apropo de Tesla. De Tesla și că deja mitul ăsta al mașinilor electrice începe să se clatine. Dacă s-a scumpit electricitatea, excelență. Nu, nu mai e de asta, dar nu e chiar așa. De simplu, la banii ăștia care îi dai pe Tesla, să fie în serios. Ar trebui să arate și să fie altfel. Și atunci, dacă domnul acesta care a cheltuit banii pe Twitter și de acolo libertatea totală să exprime și el să exprimă punctul de vedere că îl susține pe DeSantis în campanie, să mai știi ce să mai înțelegi. Au sărit prețul benzinei, au sărit chiriile în America. Viața s-a scumpit. Deci inflația a crescut. Ei se ceartă. Ce să înțeleagă și americanul de rând? Ce înțeleg și ai, nu știu, nu vedeți că nu. Da. Bine, mai nou e și un scandal, nu știu cum să numi, că a fost la un Watergate, acum cred că e File Gate sau al dosarelor. Domnul Biden se pare că a uitat niște dosare. Nu știu de unde au învățat asta cu dosare. Nu, a avut profesor bun. S-a uitat niște dosare undeva pe niște dosare. La vârsta lui se mai întâmplă. Se mai întâmplă, nu? Și eu mai uitam. Aș vrea totuși să nu rămână neaduse în discuții. Și uite, am putea să începem 30 de secunde la fiecare. Ce-a mai rămas? Negocierile dure pe gazul din Marea Neagră cu OMV-ul. Au fost acolo. Aici nu se poate vorbi în 30 de secunde, dar se negociază tot în speranța de Schengen. Dar, nu știu, aici sunt mai rezervat. Dacă am fost optimist, un optimist din patriotism, să numesc așa, acum parcă sunt mai rezervat. Mai rezervat. Dar spuneți că se negociază. Se joacă și e... Se încearcă să se dea drumul exploatării din Marea Neagră, cât mai avantajoasă. Văd că s-a mai liniștit lumea cu să ne luăm petrolul înapoi. S-au mai calmat lucrurile și să vedem cu rezervele astea de gaz din Buzău, de la Caragi, acolo. Se pare că și acolo OMV-ul dorește. Este direct interesat, da. Se pare că nu avem cu cine. Că ei au utilaje cu care să se exploateze marea adâncime. Eu, acolo, au plus niște rezerve care se pare că România ar putea ajunge independentă energetic, da. Bine, vă dați seama că dacă poate OMV-ul, văd că se întorc și americani, vor să cumpere de la Lukoil, tot se joacă. Se joacă piața, pentru inclusiv că în piața asta resursele sunt în continuare din ce în ce mai limitate. Din ce în ce mai discuția limitate. Telefonică este unul dintre subiecte pe care noi am zis că le abordăm la un moment dat. Discuția telefonică dintre președintele României, Klaus Iohannis, și președintele Ucrainei, Zelenski. Pe tema legii minorităților. Legea minorităților, da. În 2017 a fost dată la ucrainieni o lege a învățământului, tot cam în aceeași direcție. Lumea s-a așteptat la o schimbare în sens pozitiv pentru minorități. Practic s-au reluat ideile din 2017. Că nu s-a schimbat nimic. A reacționat președintele, un gest frumos, a dat un telefon. Acum speculații. Bă, cine l-a sunat? L-a sunat președintele Iohannis pe Zelenski sau Zelenski pe... Nu, aproape că nu contează. Aproape că nu mai contează. E bine că președintele României se interesează de românii din Ucraina. Evident, statul român a făcut ceva și foarte important pentru populația ucraineană care a ales România în timpul războiului. Înțeleg că peste 1,5 milion de ucrainieni la noi în țară, care au rămas aici, trebuie să-și găsească servicii, trebuie să ducă copiii la școală și, evident, au și niște facilități. Acum eu îți fac ție, păi și tu la IMEI acolo, că ești o minoritate de...
de români. Și vezi că povestea asta cu minoritățile creează tensiuni. Noi cu ungurii, la fel, pe partea ardealului, pe aceleași discuții, interminabile, ăștia, alții la fel. Și în toate țările sunt povestele astea cu minoritățile, că să aibă aceleași drepturi. Dar uneori ai senzația că minoritățile parcă au mai multe drepturi decât majoritatea, câteodată. Depinde cum se negociază. Croația intră în spațiul Schengen, dar da. E foarte interesant că intră și cu moneda euro. Adică... Foarte frumos, da. Păi asta vară s-a votat, e ok. Bravo. Croația, ultima țară intrată, în 10 ani, sunt niște performanțe teribile. Cum ar fi trebuit să ne învețe și pe noi? Ce-a făcut Croația? Germania ar fi trebuit să ne învețe ce-a făcut Croația. Germania, Austria... Croația e Croația, ce să fim serioși, asta este. Foarte frumos, da. Au trecut la moneda euro, am citit, apropo de acest subiect, discuția, adică se pare că și Bulgaria se pregătește pentru 2024, își face lecțiile, și România și-a fost pregătită, unii spun că chiar de prin 2013, 14, 15. Acum, că ne trebuie o economie mai puternică pentru paritate, trebuie să fim serioși, eu nu vă spun cinstit, nici nu mă bucur, nici nu-mi pare rău, apropo că România a intrat în euro. Eu când am fost cu euro, când am fost în Croația, până să ajung să intre Croația în Uniunea Europeană, mi-am plătit cu euro. România era Uniunea Europeană, dar totul plătea pe lei. A, când fac ce mie factura de la telefon, mulțesc de euro cu lei, cu nu știu ce, și plătesc în euro, dar în lei, asta n-am înțeles-o prea bine, dar așa s-a hotărât. Da. Italienii, grecii, oamenii simpli, cei cu mici afaceri, când s-a trecut peste noapte la euro în țările lor, au avut de suferit. Au dus în cap. Forumul de la Davos, mai sunt două subiecte. Prietenii mei de la Davos. Prietenii și a emisiunii între timp și a telespectatorilor, pentru că sunt din ce în ce mai, suntem datorită noastră din ce în ce mai atenți la ce se întâmplă. Bă, la a fost forumul de la Davos. Uite, pentru prima dată dăm voie să nu să arăt că mi-a făcut lecțiile, că știi foarte bine că mi le fac. Cam așa se pregătește o emisiune, exact. Cum am întâlnesc cu tine. Dar am scris și ceva pe pagina mea, recunosc un articol de pe site-ul forumului Davos, dar ca să nu bat câmpii și să vorbesc, pentru că nu mi-aparține textul, deci anul acesta Davos își rea locația și datele normale după câțiva ani în care au fost afectați de pandemie, evenimentul organizat de forum se va desfășura din nou în format fizic în Elveția în 16-20 ianuarie 2023, sloganul cooperare într-o lume fragmentată. Poate se vorbește de inflație ridicată, crize energetice alimentare, curentul împotriva industriei. Atenție, curentul împotriva industriei, deja practic se vorbește și în Germania, de dezindustrializare, vulnerabilități sociale în contextul unui nou sistem de muncă, competențe, îngrijire, riscuri geopolitice în contextul unui nou sistem de dialog și cooperare într-o lume multipolară. Deci, băieții ăștia de la Davos. În plus, o linie specială de lucru va fi dedicată conducerii, cu un accent deosebit pe reziliență, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional. Toată lumea recunoaște că e o criză de leadership. Da. Peste tot. Și atenție, ce mi-a plăcut mie cel mai mult și aduce aminte de interviul nostru de la începutul anului, fix acum un an de zile. Întâlnirea va aborda de asemenea extinderea în continuare a cooperării public-private cu privire la provocările cheie ale lumii, atenție, prin utilizarea mediilor digitale în metavers. Ce-mi deci... place mie asta cu metaversul. Asta ca să ne jure lumea până la sfârșit. Exact, la sfârșit. Adică... Deci așa se încheie articolul pe site-ul Davos. Tot cu metaversul. Tot cu metaversul. Deci nu se renunță la idee. S-au făcut anul ăsta niște afaceri, în anul trecut niște afaceri de multe miliarde în metavers. Lumea nu înțelege cum e cu metaversul ăsta. Cu blockchain-ul, cu aia e complicat, cu NFT-uri, cu trăim într-o altă. Se creează o altă lume. Se creează o altă lume. Da, 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 da. Ultimul subiect. Unii trecem... caută o altă lume pe Marte, alții pe Lună. Foarte interesant. Alții pe alte planete, alții o caută pe Sirius. Bun, hai să trecem la predicții. Trecem la predicții. Ce vedeți noastră pentru anul 2023? Cum credeți că va decurge anul următor? Pe plan internațional aș începe mai întâi, mai ales că avem deja un conflict care pare că nu se oprește. Teama cea mai mare, să spunem, nerostită în spațiul public, este un al treilea război mondial. Există premisele pentru o asemenea dramă până la urmă? Că e o dramă de sine. Dacă nu ar avea nimeni de câștigat. Am văzut recent un comunicat al președintelui Chinei, Xi, că ar fi trimis o scrisoare prin
Medvedev, domnului Putin, cerându-i să dea explicații cum vede și când vede finalizarea războiului cu Ucraina. Adică deja China vrea să apară în ochii lumii, să zicem așa, ca un factor de stabilitate. Culmea care China tot anul 2022 era în pericol că începe războiul cu Taiwan. Pare că s-au mai liniștit acolo cu Taiwan. Deci se așează, adică... Apropo de predicție, am făcut o predicție că, nu știu dacă anul ăsta, dar foarte curând. În politica externă, un an e o secundă. S-ar putea, până la urmă, Taiwanul să lipească de China. E posibil să... Apropo de Taiwan și China cu pandemia, cu epidemia asta ce mai bine în China, o doamnă simpatică, președinta Taiwanului, este o femeie, s-a oferit să-i acorde ajutor umanitar și materiale sanitare Chinei în lupta cu virusul. Da. Da. Bineînțeles că a fost refuzat. Și tot așa, chinezii au refuzat ajutorul vaccinului din Statele Unite. Sunt multe focare. Corea, peninsula Coreei, mai acolo mi se pare. Balcanii, exact cum ți-am spus. Atenție la Balcani, nu se vorbe. Hai să vedem acum cu Kosovo, cu intrarea în Uniunea Europeană, că e o discuție. Nu știu ce va face România, cum va vota. Chiar sunt și eu curios, că nu a recunoscut independența. Da, România nu a recunoscut oficial. Să vedem cum va intra în Uniunea Europeană. În sfârșit. Să ne mai așteptăm, spuneți. Grecia cu Turcia, nu știu, ăștia tot timpul au avut ceva de împărțit. Poate mai ceartă pe acolo, pe pescuit, pe insule, pe nu știu pe ce se ceartă. Dar se ceartă. Deci spuneți că e posibil să ne trezim cu alte... Și Erdogan, care este foarte... Focare de război. A jucat frumos pe pacifist și mediator, dar, nu știu, pe partea alta, toată lumea crede că îl susține pe Putin, pe partea alta, trimite drone spre ucrainieni și are probleme mari în interior. Să nu se întâmple în Turcia, ce se întâmplă acum în Brazilia. Vor fi alegeri. După alegeri, da. Vor fi în șapte țări alegeri în 2023, alegeri generale, în Argentina, dar prezidențiale, din câte știu, numai în Turcia. Și Erdogan câștigă foarte mult în imagine datorită politicii externe care a dus. Dar pe partea asta, altă situația economică, populația, nu e bine. Ce se va întâmpla cu inflație mare, conflictul pe care îl avem deschis turismul deja? Turismul nu mai merge, dacă mai lovește și păi cu pandemia asta, s-o întinde și la turci. Să termină vara concedii și asta, vă dați seama. Ei vând turiști, ce industrie are Turcia. Ce se va întâmpla cu ce avem acum? Mulți, unii dau anul 2023 undeva în vară, septembrie, ca fiind închiderea conflictului între Rusia și Ucraina. Domnule, eu vă spun că părerea mea este că Rusia a arătat o intenție de pace, de armisticiu, să o numesc mai degrabă, retrăgându-și trupele în partea asta altă de Dnipru. Adică cine tot spunea că au câștigat ucrainienii un sat, o localitate, s-au mai bătut ei pe acolo, dar e clar că ăștia și-au retras trupele. Unii vorbesc de o mare ofensivă din primăvară. Nu cred că se va întâmpla nici de o parte. Mai degrabă cred că Ucraina o să încerce să... Pentru că dacă primește atât de mult armament și bani, mai ales în Statele Unite, că numai ajutorul dat Ucrainei depășește tot bugetul zestrării armatei Rusiei și vorbesc de Rusia, cea mai mare țară din lume. Nu știu, s-ar putea, îți trebuie și oameni. De ce va dai 1000 de tancuri? Să vedem, pierde și ucrainieni războiul ăsta. Nu e chiar așa de simplu. Dacă s-ar câștiga războiul pe tabla de șah, ar fi simplu. Îți trebuie și oameni. Deja ai și tehnică, îți trebuie și oameni foarte mult. Cine să luptă? Câți mercenari? Să adun de peste tot. Să te luți cu Rusia. În primul rând, teritorial e foarte mult. Că se așteaptă să moară Putin de cancer, tot moare, și mai moare. Spovești de astea de propagandă. Nu mai cred nimic. Dar probabil că eu zic că pacea va veni tot dinspre Washington. Adică în momentul în care americanii vor considera că războiul ăsta nu poate să se mai ducă la sfârșit. Rușii clar nu vor cedarea 18, 19, 20% din teritoriu. Ăia nu mai pleacă de acolo. Păi unde a intrat armata sovietică, era să zic, și în America? Hai să fie serios. Bun. Vorbim de a doua mare armată a lui. A, că a dezamăgit din punct de vedere logistică, a făcut, aia, să fim serios. Nu ori avea tehnologii la astea, Statele Unite. Clar că din punct de vedere tehnologic, Statele Unite departe. Dar poți să știi ce prietenie se naște cu China, vedeți, cu India. Își fac drumuri, autostrăzi între ele, India la fel.
se va extinde India, toată lumea se uită la China și toată lumea se uită la Rusia și atenție la India. A devenit țara cu cea mai mare populație din lume și uitați-vă că toți CEO-ul ăștia, toți directorii mari la marile companii din Statele Unite și de peste tot în IT, sunt toți indieni. Da. Eu toate softurile care le-am cumpărat dacă îmi fac filmulețele cu Ana și Tommy, toate sunt făcute de indieni. Da, au investit foarte mult în zona asta. Și o inteligență fantastică și s-o aduc în poveștile astea cu realități virtuale și cu viitorul ăsta în tehnologie, de ceva câte de aia. De unde a putut forță așa. Și au pătruns pe piață, vă am spus că sunt director în marile companii, în Google, în Amazon, în Silicon Valley, acolo unde sunt. Ultima întrebare a dialogului ce nostru. Va fi în România, dacă... Ce va fi în România? Ce va fi în România? Se face sau nu se face rocat? A fost primul care ți-a spus că nu se va face. La două, trei zile am început să apară comentatorii ăștia celebri. După care au lăsat-o o moarte, după care... Acolo iară o reluat subiectul, că se pare că pe 2023 în România nu mai discută nimeni de pensii, salarii, nici de moneda digitală, dacă o să fie și la noi, nici dacă o să... toată lumea vorbește de această rotativă. Cum au zis, domnule, că au zis într-un fel, nu știu, o rocadă. O rocadă, da, o rotativă. O rotativă. Păi să vedem cine câștigă și cine pierde. Dacă PNL-ul își retrage... primul ministru. Deci va fi prin demisie, clar. Ca și înțelegerea, nu este nicio problemă. Domnul Ciolacu, domnul general Ciucă slăbește puternic șansele pentru un mandat prezidențial. Adică pentru eventuală candidatură. Nu mai ești în zona decizii. Da. Dacă va lua PSD-ul, va avea o problemă pentru că nu a reușit să-și impună o anumită politică de stâncă. Uitați-vă că nici acum nu reușește nici cu pensiile, nici cu salariile. Toate propunerile PSD-ului că sunt la guvernare, că au niște ministere. Ori învârtit niște bani pe acolo prin ministerele alea, clar. Dar nu văd nicio politică de stânga de când s-a făcut această alianță PSD cu PNL. Nimeni nu are nimic de câștigat, nu are nimic de pierdut. Singurul care poate pe la urmă să hotărească ce și cum este tot președintele care... La un moment dat va lua decizii. Păi trebuie să fie arbitru, că el a nășit alianța asta. Eu am propovăduit-o. Domnia s-a nășit-o. Dumneavoastră ați propovăduit-o după și... mine a fost Dâncu. Da, domnul fost ministru Dâncu. Da, asta la vreo două, trei luni. Da, tu mi-ai zis de social-liberalism. Da. Zis, nu va fi social-liberalism. Nu stăm împreună la aceeași masă, dar nu se înțeleg de nicio culoare. Și apar mișcările astea și în cadrul... PSD nu prea se vede, dar PNL se vede. Și... vor apărea tot felul de figuri emblematice, să spun așa, mai mult pe partea asta suveranistă, ca să nu zic naționalistă, și au urcat un candidat. Deci ei sunt încă în căutare. Păi caută, dar nu cred că se încurcă cineva cu domnul Simeon. Nici domnul Simeon, e greu de lucrat cu Simeon. Așa mai pot eu personalitate. Ceva spectaculos, să ne așteptăm în anul 2023, iar vă întreb. A fi secet. Chiar dacă acum afară plouă. Deci acum afară plouă, dar va fi secetă. Secetă și domnul Daia o să aibă mari probleme. Domnul Daia... mari probleme cu agricultura. Va trebui să dea drumul la irigații. Cu oaia, nu știu ce mai face, cu ce mai e. Da, e interesant. Nu știu, va fi un an frumos. Eu zic că 2023 va fi spectaculos prin ceea ce se întâmplă în afara granițelor țării. Atenție la Ungaria, foarte probabil va amenința, nu știu dacă va reuși, dar va amenința cu ieșirea din Uniunea Europeană. Complicat, complicat. Și o să iasă multe lucruri la suprafață, din dosarele cu vaccinul, din laptopul lui Biden, deci pe rețelul astea de socializare, nu vă plictisiți. Deci spune. Nu să ne plictisim, no. Asta e garantat nici în 2020. Nu există. S-au strâns atâtea și multe dintre ele s-au făcut în pandemia asta, așa. Când lumea era speriată și ținută în casă sau... Încât acum încep să iasă la suprafață. O reși, da. O reși. Deja au început să apară tot felul de chestii. Și văd că nimeni nu mai... Toate procesele pentru așa zis fake news și nu știu ce au fost câștigate în instanță. Domnul Arafat pierde toate procesele pe unde... Cu cine s-a judecat, le-a pierdut pe toate. Și tot așa. Vreau să da, partea proastă să vedem, să ieșim din povestea asta de iarnă și din, că dacă ne ține cu virusul ăsta și
Dacă aici acum la... Păi, azi, că revenim la primul subiect, asta e cel mai important acum, până în alta. Până se bate ei, până Ucraina, lasă că ne bate pe noi virusul pe aici. Se îmbolnăvește lumea și nu e bine. Medicamente nu mai sunt în farmacie, aici copii, o, da. Așa, școlile au început, măsurile din școli, nu știu cât pot să fie de eficiente, să fim serioși. Că să ventilezi camerele, păi pui să ții copii iarna cu geamul deschis la clasă, că o să ducă virusul. Hai să fim serioși. Nu știu, părinții că abia așteaptă să scape de copii, să-i ducă la școală, ca să ducă oamenii la servici. E complicat, va fi complicat și din nou vor apărea astfel de focare. Și, deci în octombrie, în noiembrie, în statele, uite că în nord-estul Statelor Unite a apărut, rata de tulpin asta XBB 1.5, crea că nu mai am amii, era 1%. În decembrie, 41%. Deci s-a multiplicat într-o săptămână. Deci vă dați seama ce transmisibilitate are. Am multiplicat într-o... Nici nu știu dacă sunt teste prin farmacie, că am vrut să cumpăr teste de gripă și n-am găsit niște astea de combinate, nu știu cum, de COVID și cu... Cât o fi de eficiente și astea. Excelență. Pentru că astea, testele astea, nu știu cum sunt făcute, dar bănuiesc cât... Sunt ca o reacție antigen-anticorp, din câte știu. Deci trebuie să ai și tu anticorpii cu... Nu știu, deci am senzația că s-ar putea să asistăm, nu neapărat că fentează imunitatea, fentează pozitivitatea testului. Adică tu să fii infectat și să nu-ți dai seama. Și să nu-ți iasă în teste. Să nu iasă la teste. Am ultima, până când să se termină, zisem, deci am, s-a terminat pandemia, am avut cazuri, domnule, era tablou ca la carte. Deci au testele toate negative. Nici nu puteai să-i spui o legare COVID, că ce COVID, domnule, nu vezi că am testul negativ? Nu am testul, da. Dădea cu el în cap. Bine, dar avea exact tablou clinic. Bine că nu mai erau semnele pe petele alea pe plămâni cum au fost, dar oricum zaci în pat, febră mare, 39-40, nu scade la nimic. Deci în farmacie nu găsești antitermice. Antitermice. Nu e bine. Asta nu e bine. Și cu antivirale, una, două, că avem antivirale. Atenție mare cu antiviralele astea. Luați-le numai cu prescripție medicală, numai cu un doctor. Sunt o groază de efecte adverse. Nu-i de joacă deloc. Și mai bine să le lase așa cum au dat legea, să le lase pentru doctor în spital. Dar nu se duc lumea în farmacie să cumpere nu știu ce antiviral. Vreau să vă mulțumesc mult, excelență, pentru timpul cum pe care l-ați acordat. Să vă urăm un an cu succes și dumneavoastră și telespectatorilor. Eu am în serialul cu Ana și Tomi o rubrică specială final în care Ana și Tomi răspund la întrebarea de nota 10. Întrebarea de nota 10. Eu sper că n-am luat 10, dar pe care așa de trecere tot am fost. 11, excelență. Este generos, domn profesor. Vă mulțumesc mult. Cu siguranță va fi o ieșire. După cum ați văzut, mi-a făcut lecțiile. Sunt, de mic copil am fost un studios. Am avut 10 de 10 cu evidențiere în carnet în facultate și anul 5 cel mai greu l-am terminat cu 10 pe linie. Incredibil. Da, dacă îmi dai și mie măcar 9 acolo pentru răspunsurile astea, un om de nota nici m-am uitat în hârtii. Și o emisiune de nota 11. Dacă tu zici. Vă mulțumesc mult pentru timpul pe care l-ați acordat. Va fi cu siguranță, să știți, o emisiune urmărită tot anul, așa se întâmplă cu prima emisiune pe care o facem de fiecare dată în fiecare an. E urmărită după aceea și pe parcursul anului întreg. Eu vă mulțumesc mult. Și eu îți mulțumesc și încă o dată la mulți ani, cu sănătate, cu fericire și am trecut noi de Delta, trecem și de Kraken, mâine, poi mine ce mai fi. Și cum s-o mai numit, că ăștia cred că au terminat alfabetul. Să vin sănătoși. Așa să fie, cred că e cea mai bună urare pe care o putem primi cu toții. Să fiți sănătoși, oameni buni. Noi vă mulțumim mult că ne-ați urmărit. Cu siguranță o să ne revedem cu excelența sa, cu dr. Alexandru Andrițoiu. O frecție și o țuică fiartă s-a putea să fie cel mai bun tratament. Cel mai bun tratament. Și românesc și oltenesc mai ales. Mai rău până în Oltenia. Oameni buni, știți urarea noastră. Laurențiu Barbu, invitatul meu, doctorul Alexandru Andrițoiu, Cezar Alexandru, așa cum îl știți pe pagina domniei sale de Facebook. Colegii mei de la ora 21 vă urează așa cum v-ați obișnuit să aveți parte numai de bine.